Regele Charles al III-lea i-a vizitat pe militarii ucraineni care sunt antrenați de forțele britanice și internaționale în sud-vestul Angliei, la Wiltshire. Monarhul, care este pilot al forțelor aeriene regale, s-a întâlnit de asemenea cu militari internaționali care și-au unit forțele cu armata britanică pentru a oferi pregătire ucrainenilor. Aproximativ 10.000 de soldați au mers la pregătire în Marea Britanie. Stop. 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 St